Discuțiile aprinse de la nivelul PNL au rezonanță și asupra filialei gorjene. Deși conducerea partidului a anunțat deja că îl susține pe Florin Câțu la cârma formațiunii politice de la nivel central, se pare că Ion Iordache face notă discordantă, fiind probabil mai special decât ceilalți. Într-o postare pe pagina sa de socializare, senatorul gorjan se laudă cu susținerea lui Ludovic Orban pentru angajații CEO, iar ca spusele să fie credibile, s-a și pozat cu actualul șef al liberalilor. Ca și cum soarta salariaților companiei ar depinde de Orban, Iordache scrie dreptate pentru angajații CEO, cu font îngroșat să vadă toată lumea cât de justițiar este el. Tot senatorul își însușește și meritele pentru sprijinul obținut de la președintele Camerei Deputaților și chiar mai mult susține că la ședința organizată la Prefectura Gorj a arătat că USR blochează proiectul și i-a obligat să îl pună pe ordinea de zi. Cu siguranță USR s-a executat la ordinul lui Iordache, deci și aici este tot meritul senatorului. Drept răsplată pentru punerea pe ordinea de zi a proiectului de lege, Iordache i-a făcut campanie lui Claudiu Golu la Bumbești Pițic, fiind surprins alături de Irina Cojocaru, dar cu poza contracandidatului acesteia. Iordache a folosit probabil aceeași strategie ca în propria campanie, când mai mulți liberali au mers în teritoriu cu icoana senatorului, frumos înrămată, dar fără lacrimi făcătoare de minuni. Mai departe, senatorul este și purtător de cuvânt al celor doi deputați PNL, susținând că a purtat discuții și în interiorul echipei de la Gorj, iar Dan Vâlceanu și Gheorghe Pecingină vor vota această lege. Cei doi liberali au anunțat deja anterior că vor susține proiectul, însă se pare că Iordache este de părere că el i-a determinat pe cei doi să voteze pentru, probabil în aceeași idee ca și obligarea USR-ului. Iordache își încheie pledoaria cu certitudinea că legea va fi adoptată și că știe care sunt condițiile de muncă din minerit, fiindcă a lucrat în domeniu. Cu toate acestea, nu cunoaștem prea mulți mineri care au o declarație de avere ce se întinde pe 12 pagini. În replică, Gheorghe Pecingină s-a pozat cu Florin Câțu și i-a răspuns senatorului indirect prin mesajul: nu am nevoie de întâlniri cu Orban pentru a susține complexul energetic Oltenia. Se pare că în urma unor alte discuții, la care nu știm dacă au participat sau nu Iordache și Orban, s-a decis ca votul pentru lege să fie unul liber, așadar pilele la președintele Camerei Deputaților sunt practic inutile. Mai mult, Pecingină spune că salariații CEO nu au nevoie de certitudini din partea unor oameni care nu au avut nicio treabă cu subiectul. Așadar, în viziunea colegilor de partid, Iordache e pe lângă doleanțele minerilor, cu toate că se laudă că a lucrat în minerit. Ca un sfat dat indirect, Pecingină susține că populismul exacerbat pe subiect nu poate aduce câștig de imagine decât pe perioadă scurtă. Rămâne totuși de văzut dacă Iordache urmărește câștigul de imagine în scop personal sau pentru binele Partidului Național Liberal.